Bună ziua, dragi copii! E ora poveștelor! Alice în Țara Minunilor. Capitolul 6: Purcel cu piper. Un minut, două, Alice stătuși se uită la casă, întrebându-se ce să facă mai întâi. Când deodată se ivi, alergând dinspre pădure, un lacheu. Alice îl consideră lacheu, cheu, fiindcă era îmbrăcat în livrea. Altminteri, judecând după fața lui, ar fi zis că îi un pește. Acest lacheu se apropie de casă și ciocănit tare în ușă. Îi deschise un alt lacheu în livrea, cu o față rotundă și cu ochi mari, ca de broască. Amândoi aveau părul pudrat și aranjat în bucle ce le acopereau tot capul. Alice observă toate astea și, foarte curioasă să afle despre ce era vorba, se dădu puțin mai la o parte în pădure ca să asculte. Întâi și întâi, la cheul pește scoase la iveală de sub braț o scrisoare mare, aproape cât el de mare, pe care i-o înmână celuilalt, spunând pe un ton solemn. Pentru ducesă, o invitație la crochet din partea reginei. Lacheul broască repetă pe același ton solemn, doar întorcând nițel cuvintele. De la regină, o invitație la crochet pentru ducesă. Apoi își făcură unul altuia câte o plecăciune adâncă și buclele li se amesteca ară. Alice se prăpădea de râs uitându-se la ei. Alergând înapoi în pădure să se ascundă, de frică să o nu audă cei doi și, când scoase iar capul ca să privească, la cheul pește plecase, iar celălalt ședea pe jos, aproape de ușă și se holba la cer prostește. Alice merse cu sfială până la ușă și bătu. N-are niciun rost să bați, zise la cheul, din două motive. Mai întâi, fiindcă eu sunt de aceeași parte a ușii ca și dumneata. Și al doilea, pentru că cei dinăuntru fac atâta gălăgie că tot nu te aude nimeni. Și, într-adevăr, dinăuntru se auzea un scandal nemaipomenit, neîncetate urlete și strănuturi și, una, două, câte un trosnet puternic de parcă s-ar fi fărâmat în bucăți vreo farfurie sau vreo oală. Atunci, zise Alice, cum să intru? Ar mai avea rost să bați, vorbi înainte la cheul, fără să țină seama de spusele ei, dacă ar fi ușa asta între noi, de pildă, dacă ai fi înăuntru dumneata, ai putea să bați și eu aș putea să-ți deschid, înțelegi? Pe când vorbea, se holba într un la cer și a alis să că asta era, hotărât lucru nepoliticos. Dar poate că nu-i vina lui, își zise apoi. Nu fi putând altfel, are ochii atât de aproape de creștetul capului. În tot cazul, ar putea să răspundă la întrebări. Cum să intru, repetă cu glas tare. Lacheul zise, eu o să șed aici până mâine. În clipa aceea, ușa casei se deschise și pe ea zbură, chiar peste capul lacheului, o farfurie mare. Îi atinse întreagăt nasul și zbură mai departe până se fărămă de un copac. Sau poate și până poimine, continuă lacheul pe același ton, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum să intru?" întrebă iar Alice cu glas mai tare. Păi, vorba e dacă trebuie să intri," zise la cheul. asta e vorba, întâi și întâi. Înțelegi dumneata?" Adevărul ăsta era, fără îndoială. Numai că la Alice nu-i prea plăcut să-l audă. E îngrozitor," bombăni pentru sine. Cum te contrazic toate ființele astea? Să nebunești, nu alta." Între timp, Lacheul găsise un bun prilej să-și repete observațiile de adineauri cu oarecare înflorituri. Eu o să șed aici într-una, zile întregi. Și eu ce o să fac? zise Alice. Ce dorești? zise Lacheul și începu să fluire. Ah, degeaba stau o discuție cu ăsta, zise Alice disperată. E tâmpit de binelea. Apoi deschise ușa și intră. Ușa ducea de-a drept într-o bucătărie mare, plină de fum de la un capăt la altul în mijloc, pe un scăunaș cu trei picioare și de a ducesa cu un copil mic în brațe. Bucătărea sa stătea plecată deasupra focului și amesteca într-un ceaun mare ce părea plin cu supă. Cu siguranță că, ea, că a pus prea mult piper în supă, își zise Alice printre strănuturi. Într-adevăr, prea era încărcat aerul cu miros de piper. Până și duce strănuta din când în când, iar copilajul ba urla, ba strănuța fără încetare, Singurele ființe din bucătărie care nu strănutau erau bucătărea sa și o pisică mare ce stătea pe vatră rânjind cu gura până la urechi. Sunteți bun să-mi spuneți, zice, zise Alisa cu oarecare sfială, fiindcă nu era prea sigură dacă se cuvenea să vorbească ea întâi. De ce rânjește așa pisica dumneavoastră? Fiindcă, că e o pisică de, din ce zise du ducesa. De-aia, porcule! Ultime, ultimele cuvinte le rostit tam sam atât de mânioasă min încât a alis mai căsării în sus. Dar îndată văzut că nu, i, nu i, i erau adresate, ci copilașului încât prinse curaj și vorbi mai departe. Nu știam că pisicile din ceșir ar rânjesc totdeauna. De fapt, nici nu știam că pisicile știu să rânjească. Toate știu, zis, zise ducesa, și mai toate rânjesc. Eu nu știu niciuna care să rânjească, zise Alice foarte cuvincios, bucuroasă că încropise o convorbire. Multe nu știi tu, mai e vorbă, răspunse ducesa. Lui Alice nu-i plăcut deloc tonul cu care spuse asta și se gândi că ar fi mai bine să găsească alt subiect de conversație în timp ce șovăia cam ce să aleagă, bucătărea s-a luat de pe, luat de pe foc cea unul cu supă și, îndată după aceea, se apucă să arunce cu tot ce găsea la îndemână în ducesă și în copil. Întâi cu vătraiul, după care urma o ploaie de tingiri, tăvi și farfurii. Chiar când o nimerea câte ceva, ducesa se prefăcea că nici n-ar fi băgat de seamă, iar copilul urla oricum atât de tare încât era cu neputință să știi dacă îl supărau ori nu loviturile. Ach, te rog, bagă de seamă ce faci, striga Alisa, sărind îngrozitor de la locul, îngrozită de la locul ei. Vai, să știi că e rupt drăguțul de născior, exclamă ea iarăși după ce o să neobișnuit de mare zburase chiar pe lângă nasul copilului, mai să îl strivească. Dacă și-ar vedea fiecare de treaba lui, în ducesa, lumea s-ar mișca mult mai repede. Dar asta n-ar fi de niciun folos, zise Alice, foarte bucuroasă că avea un prilej să arate și ea nițel ce știe. Gândiți-vă, cum s-ar mai descurca atunci cu ziua și cu noaptea? Fiindcă nu e așa, îi trebuie pământului 24 de ore ca să se sucească în jurul axei sale. Fiindcă veni vorba de sucit, zise ducesa, sucește-i gâtul. Alice aruncă o privire cam înfricoșată spre bucătăreasă, ca să vadă dacă are de gând să ia în serios această idee a ducesei. Dar bucătărea s-a amestecat de zor în supă și părea că să nici nu asculte, încât Alice cu teză să vorbească înainte. 24 de ore, dacă, mă înșel, dacă nu mă înșel. Sau 12? Am... Ah, ce mă tot plictisești pe mine cu deal de astea, zise ducesa. Niciodată n-am putut să sufăr cifrele. Apoi se, se, apucă iar să adorme copilul, cântându un fel de cântec de leagăn și zguduindu-l zdravă la sfârșitul fiecărui vers. Fii aspră cu micuțul tău și bată când strănută, strănută fiindcă este rău, știe că te-a Cor, bucătărea sa și copilul îi se alăturară. Hapciu, hapciu, hapciu. Pe când ducea s-a cea de-a doua strofă, îl guduia zguduia cu strășnicie pe copil care, bietul de el, urlă atât de tare încât Alisa abia deslușea vorbele cântecului. Sunt aspre cu micuțul meu, îl bat dacă strănută, îl prind bine, zic și eu, papara ce-i ajută. Cor Vă văleu, vă Poftim, dacă vrei, vezi și tu nițel de el, îi spuse ducesa lui Alice, zvârlind copilul spre ea. E timpul să mă îmbrac, ca să mă să joc crochet cu regina, mai zise ea și ieșind în grabă din odaie. Bucătărea sa aruncă după ea o tingire care însă abia o atinse. Alice îl prinse cu greu pe copil, fiindcă mititielul avea o formă, formă ciudată. Ținea brațele și picioarele întinse în lături. Parcă ar fi o stea de mare, gândi fetița. Când îl prinse, sfărăia bietul de el ca o locomotivă și, timp de un minut, două, se tot încovrigă și iar se întinse, încât a alis cu chiu cu vai, izbutea să-l țină. De îndată ce se lămuri ce avea de făcut ca să-l poată purta în brațe, îl duse afară la aer. Trebuia să slucească într-un fel de nod și, ca să nu mai poată, să nu mai poată desface, să-l apuce strâns urechea, dreaptă și piciorul stâng. Dacă nu le-au cu mine pe copilul ăsta, se ea, într-o zi două au să-l omoare. Nu-i oare o crimă să-l las aici? Ultimele cuvinte le spuse cu glas tare. Mititelul grohăi de parcă i-ar fi răspuns. De la un timp nu mai strănota. De ce grohăi? îl mustră Alisa. Nu-i deloc cuvincios să te exprimi astfel. Copilașul iar ar gruh grohăi și atunci Alis, foarte îngrijorată, îi cercetă fața să vadă ce e cu el. Fără îndoială, avea nasul din calea afară de cârn. Semăna mai mult a decât nas, iar ochii îi se făceau tot mai mititei. Prea erau mici pentru un copil. Toate astea nu-i nu, -i plăcură, nu -i plăceau deloc lui Alice. Dar poate că o fi din princina plânsului, se gândi ea și se uită iar în ochii copilului să vadă urme de lacrimi. Nu, nici urme de lacrimi. Dacă ai de gând să te prefaci într-o porcel, dragul meu, zise Alice, foarte serioasă, eu, una, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Ai grijă. Bietul mitit el iar hohoti sau grohăi, nu puteai desluși care din două și mai mers răcătva timp în tăcere. Alice tocmai începuse a se întreba în sinea ei, când o să o aducă acasă vietatea asta, ce o să fac cu ea? Când pruncul grohăi din nou atât de tare că Alice, îngrijorată, îi cercetă iar chipul. De data asta nu mai încăpea îndoială. Era un purcel în toată regula, așa că Alice își dădu seama că nu avea absolut niciun rost să-l ducă mai departe. Așa că îl puse jos și fu foarte ușorată să-l vadă tropăind frumoșel către pădure când aș fi crescut mare, aș fi fost un copil, copil groaznic de urât, dar ca purcel mi se pare foarte drăguț, își zise. Și început să se gândească la alți copii pe care îi cunoștea, cărora le-ar fi stat foarte bine ca purcei. Și tocmai își spunea, dacă ai ști cum să-l prefaci de adevărat, când deodată rămase foarte mirată văzând-o pe pisica de ceșir agățată de creaga unui copac din apropiere pisica doar se hlizi când o văzu. Lui Alice se părut destul de blândă. Totuși avea niște gheare foarte lungi și o mulțime de dinți ascuțiți încât Alice își dădu seama că se cuvenea să o trateze cu respect. Pisicuță de ceșir începu cu o arecare sfială, fiindcă nu știa deloc dacă o să-i placă acest nume. Dar pisica nu făcu altceva decât să rânjească și mai tare. Ei Deocamdată văd că îi pare bine, se gândea Alice și vorbi înainte. Vrei, te rog, să fii atât de bună și să-mi spui în ce direcție o să o iau ca să plec de aici? Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi, zise pisica. Nu prea am pasă unde ajung, zise Alice. Atunci nu are importanță în ce direcție o ei. zise pisica. Nu mai să ajung undeva, adăugă Alice drept explicație. Oh! Bineînțeles că ajungi dacă mergi cât trebuie. Asta nu era de tăgăduit, își dădu seama Malis și încercă altă întrebare. Cam cine stă pe aici pe aproape? În partea aceea, spuse pisica, fluturând într-acolo laba dreaptă, stă un pălărie, iar în partea asta și flutură cealaltă labă, stă un iepure de martie. Te poți duce la oricare dintre ei, amândoi sunt nebuni dar eu n-am chef să mă duc printre nebuni, ripostă Alice. A, n-ai ce face, zise pisica, toți suntem nebuni pe aici, și eu sunt nebună, și tu ești nebună. De unde știi că sunt nebună? întrebă Alice. Trebuie să fii, zise pisica, altfel ce căutai pe aici? Alice nu fu deloc convinsă că asta era o dovadă, totuși continuă să întrebe. Și de unde să știi că tu ești nebună. Păi, mai întâi de toate, câinele e nebun. Nu e, zic eu, așa -i? Cred că așa e, zise Alisa. Ei, vorbim mai departe pisica, câinele mărie când se supără și dă din coadă când se bucură. Dar eu mări când mă bucur și dau din coadă când mă supăr. Așa că sunt nebună. Eu zic că torci, nu că mării, spuse Alisa. Zic cum vrei, spuse pisica. Și tu joci azi crochet cu regina?" Mi-ar plăcea foarte mult," zise Alice, dar n-am fost invitată până acum." O să mă vezi acolo," zise pisica și pierii. Alice nu fu prea mirată, se obișnuise cu ciudățeniile. În timp ce încă se uita la locul unde stătuse pisica, deodată aceasta a apărut iar. Ascultă, ce s-a făcut copilul? Era cât pe să uiți să te întreb. S-a prefăcut în purcel, răspunse Alisa liniștită, de parcă pisica s-ar fi întors în chip firesc. Am știut eu că așa o să fie, zise pisica și iarăși Alice mai stătu puțin, că se cam aștepta să o vadă apărând din nou, dar pisica nu mai apăru, așa că după un minut, două, Alice o porni înspre partea unde aflasă că stătea iepurile de martie. Pălărierea mai văzut, își zise ea. Tot mai interesant o să fie iepurile de martie. Și acum, fiind luna mai, poate că nu o să fie nebun rău. În tot cazul are să fie mai puțin nebună, nu ca în martie. Pe când își vorbea ea așa, ridică ochii și, poftim, pisica iar ședea pe o creangă de copac. Ai zis purcel, or cercel”, cel, spuse pisica. Am zis purcel, răspunse Alice, și mi-ar plăcea să nu mai tot apași să dispar chiar așa, fără veste. Mai emețit, nu alta. Bine, zise pisica și de data asta dispăru un cer de, de tot, începând cu vârf cozii și sfârșit cu rânjetul, care mai zăbovi câtva timp după ce tot restul pisicii dispăruse. Ce curios, gândea Alice. Pisică fără rânjet am mai văzut, dar rânjet fără pisică așa ceva n-am pomenit de când trăiesc. Nu mai merse mult și dădu cu ochii de casa iepurilor de martie. Își închipui că aceea era pentru că hogeagurile se înalțau în chip de urechi, iar acoperișul fusese învărit cu păr de iepure. Era o casă atât de mare încât Alice nu prea se încumetă să se apropie până nu mai nițeluși nițeluș din bucățica de cipercă pe care o ținea în mâna stângă ca să crească vreo trei palme. Chiar și așa, mersese spre casă cu oarecare șovăială zicându-și dar dacă totuși e nebun rău, mai, mai bine mă duceam să-l văd pe pălărie iar.